Domnul Renato Usatăi, bună seara! Da, bună seara! Ne vedem! Avem puțin timp și noi și dumneavoastră. Eu am să pun câteva întrebări în bloc și după aia am să vă rog să răspundeți la ele. Unu, dacă există în Marea Britanie, la Londra, un dosar pe cazul Gorbunțov, cine a făcut ancheta la Londra? Care este statutul dumneavoastră în acest dosar? Care este statutul lui Gorbunțov în acest dosar? Dacă este consemnat în acest dosar declarația lui Gorbunțov că atentatul a fost comandat de Renato Usatăi? Și, finalmente, ultima întrebare, dacă aveți de gând, în urma acestui interviu, să sesizați Scotland Yard-ul? Da, vă mulțumesc. Bună seara la toată lumea. Aveți perfectă dreptate ce ține de dosarul din Marea Britanie și acest dosar este. Vă dați seama, într-o țară este împușcat un om. Da, a supraviețuit, dar oricum a venit poliția la locul crimei, s-au făcut oricare investigații, s-a pornit ancheta. Cunosc mai multe lucruri, am declarat și anterior că am colaborat acum acești 3-4 ani cu poliția din România, care inclusiv și la rugămintea colegilor din Marea Britanie au avut niște rugăminți să-i ajut cu mai multe chestii ce ține de procan când se afla în Federația Rusă. Când am aflat eu, cum a aflat toată țara, ăștia m-au învinuit. De ce am fost învinuit eu? Eu am fost învinuit în organizarea omorului lui Gorbunțov în baza interviului lui cu Balacci. Deci asta le-a fost destul ca eu să fiu învinuit și în câteva zile anunțat în căutarea internațională. Drept că judecătorii cam refuza, unul mergea pe foaie de bală, altul nu venea la serviciu. Că vă dați seama, în baza, iese un om, să-i spun așa eu, mai simplu, iese un criminal pentru mine, criminal financiar cel puțin, da? Ce și stabilit Gorbunțov. Spune că Usatăi m-a comandat. Eu spus lui Balacci, a două zi procurorii o sărit, Cavcaliuc s-a dus în Marea Britanie. Vreau să vă lămuresc niște chestii foarte importante despre care am vorbit câteva ori, dar cu părere de rău n-am fost auzit. Plahotniuc, când a aflat că Proca a decis să spui adevărul, când polițiștii noștri de Buznari și procurorii i-au dus lui Plahotniuc o înregistrare de discuția telefonică între Proca și Malarciuc, care a avut loc în septembrie 2016, unde Proca îi spune lui Malarciuc: mergi, îl găsești în Moscova pe cel care conduci cu orașul de la nord, îl găsești, îi pui trei condiții, ține de copiii mei cu soția, te să nu fiu extradat din România și cei ce ține de crimă Marii Britanii stă în pușcărie în România, și eu îi dau pe toți, pe Plahotniuc și așa mai departe. După asta Plahotniuc s-a activat. Dar știți cum? Când s-a activat Plahotniuc, când i-a dus înregistrarea Malarciuc de Amera, Moscova, eu am contactat organele de drept din România. Am înregistrat toți intermediarii. Eu mă gândeam că e o provocare. Știți cum? Când îți sună cineva și spune că Proca vrea să spui și are probe și așa mai departe, am înregistrat toate discuțiile. Am transmis în direcția omor și la parchetul de pe lângă Tribunalul București, spun: oameni buni, iată, uitați-vă care e situația și facem cu toate astea. Am primit niște recomandări, am prezentat la procurorii de la Chișinău, inclusiv și documentul semnat de procuror șef parchetului de pe lângă Tribunalul București, care le scrie: băi, Usatăi la noi în România este martor în dosarul cu tare. Ăștia spune, n-are nicio treabă. Au pornit ilegal busuioc cu toată echipa la comanda lui Plahotniuc acest dosar penal. Când este un dosar penal în Marea Britanie, dacă aveau niște probe că eu sunt implicat sau alte persoane, trebuiau probele este să le transmit autorităților din Marea Britanie că acolo este un dosar. Vă spun eu pentru ce au făcut acest lucru și pentru ce au vrut să ajungă la Proca. Și eu înțeleg de ce autoritățile din România puteau să nu le permită. Că ei dacă veneau la Proca, ei mânau învinuirea. De ce azi ei nu mă pot judeca pe mine? În absența mea. De ce nu pot judeca asta? Nu le permite legea. Ei vor să ajungă la Proca, să-i dea învinuirea. Pe busuioc nu îl interesează ce a spui Proca. Ei Proca îl condamnă la noi la Chișinău, în baza dosarului care este. Și după asta e engleză care, chiar dacă ajung
dar ei ajung la, la adevăr, nu poți condamna aceeași persoană pentru aceeași fapte de două ori. Este o practică normală internațională. De asta ei au pornit o anchetă a lor de buzunar ca să poată dirija cu marturi, amuși mai fac o plimbare prin pușcării, mai găsesc vreo 5 de al de Ion Druță. Plus, eu voi spune că cei ce cunosc eu din anchetă în care sunt marturi, da, ce am discutat eu cu polițiștii de România când m-am aflat acolo, Proca n-a spus multe lucruri. Și Proca înțeleg eu că nu le-a spus deoarece să nu împiedice ancheta din cel puțin care este în, în România. Da? Vreau și eu să văd într-o bună zi că au trecut aproape un an. Am fost în București în data de 6-7 octombrie anul trecut. Busuioc, Plahotiuc au pornit dosarul pe 17 octombrie. S-au speriat, aha, usate cu românii de-am ajuns la mal, amuși strezesc și engleză și le punem... Cum le-a spus lor Proca, le punem capacul juridic, mă refer în cazul ăsta, da? Și iată ce au făcut ei. Când avocații mei în judecată îi spun lui Busuioc, domnule Busuioc, n-ați avut drept să porniți un dosar în Republica Moldova, deoarece crimă a avut loc în Marea Britanie și englezii sunt cei care investigează. Busuioc spune, noi n-avem nicio informație că în Marea Britanie ar exista vreo anchetă. Ion Cerga era pe link-uri din Mail on Sunday, The Telegraph, BBC, Euronews, toți au dat despre tentativa de omor și sânii de Gorbunțov. Busuioc le spune, noi nu avem încredere în presa galbenă, de asta noi nu știm că Marea Britanie este dosar și l-am pornit noi pe nostru aici la, aici la Chișinău. Dar alaltă era în conferință de presă, Busuioc spune că noi colaborăm cu Marea Britanie. Oameni buni, de un an de zile vorbesc. Nu am avut nicio treabă și nu am decât ceea ce am investigat și am recunoscut și public și o să vă recunoască și poliția din România că eu am fost cel care am făcut la maximum să-l extradez pe Proca în România, că Plahotniuc avea alte planuri. Și astăzi eu vă spun că este groaznic ceea ce s-a văzut astăzi în acest interviu, că vă dați seama, acum e în pericol viața lui Cejicencu. Măi, păi mâine să-l găsesc pe Cejicencu undeva în fundul Iazului, în fund la un lac, că pentru Plahotniuc este un martor, nu că periculos, dar el extraordinar el de periculos. El e martor cheie acum devine, da? Martor cheie devine Cejicencu. Da, că Cejicencu ce-a făcut? Ca să înțelegeți când a venit Cejicencu în România și când îi scrie el lui Proca, Proca a anunțat organele de drept. Despre asta Plahotniuc și Cejicencu nu știau. Și când a venit Cejicencu la Proca, eu scris lui Proca textul, care Proca trebuie doar să-l transcrie. Adică eu lăsat ca model, știți cum, ca formular, ca Proca să nu încurci ceva. Înțelegeți? Și vă dați seama, scrisul lui Cejicencu, că nu i-a dus o foaie tipărită la calculator, da? Dar e foaie scrisă de mână care demonstrează orice expertiză. Plus, toate discuțiile între Proca și Cejicencu, le mai spun așa, că să nu mai doarmă vă trei zile, au fost înregistrate de organele competente din România și aceste ore de înregistrări. Unii o puneau ei pe soția lui Proca, că ei doar Plahotniuc a aflat că prima condiția lui Proca, și vreau încă o dată să recunosc public, să nu fie speculații, ține de familia lui Proca, da, eu, în fața organelor de drept din România, am spus că, băi, dacă situația merge vorba că sunt niște cheltuieli ca să plece familia lui Proca din Republica Moldova în altă țară, să le găsesc un apartament și așa mai departe, cheltuielile este eu asupra mea. Și o spun încă o dată public și n-am făcut-o eu din capul meu, vă dați seama, fără a discuta cu poliția, cu procuratura, fără a consulta și inclusiv organele de drept din Federația Rusă, zic să nu mă trezesc într-o zi, băi, e posibil, da, dar de declarații să fie tot înscris. Toate aceste declarații, cu toate înregistrările, le-am depus oficial în data de 6 octombrie, că nu era dosarul. Dosarul ei ne l-a desenat pe 17, înțelegeți? Plahotniuc a văzut că arde ceva, nu-l salvează pompierii, nu-l salvează secretarele din oficiu și atunci, băi, de răbdă, dispornim un dosar. Înțelegeți? Și acum, pe lângă Cejicencu, mâini poi mâini, a să-i pui tot ei capătul și lui Druță.
Кадруță asta deja din investigația care cu părere de rău o fac eu și nu o fac procurorii de la Chișinău, dar despre asta se cunoaște bine și în România, și în Marea Britanie, și în Federația Rusă, Plahotniuc cu Drăță au o legătură din tinerețe, se cunosc, nu știu de când se cunoaște Proca cu Drăță, din investigații cam, se cunosc cam de vreo 8-9 ani, dar Drăță cu Plahotniuc se cunosc de 20 de ani. Și despre asta cunosc practic toți polițiștii din Chișinău, oamenii de afaceri, bandiții, toți ce ne doresc. Deci n-a fost o relație ascunsă între ei, înțelegeți? Că acest Drăță a fost în gruparea criminală mică, a fost, după asta s-a mutat în altă grupare, dar oricum tot viața a mers cu Plahotniuc umăr la umăr. Și asta pentru Plahotniuc, da, el când a văzut, ca să înțelegeți, și asta poate va confirme ex-ministru de interne Dorin Recean, despre reținerea lui Proca au cunoscut doar câteva persoane la Chișinău. Și vă asigur eu că Plahotniuc atunci nu știa. Că atunci, țineți minte, cearta pe Ledime, pe de, plus la asta, când l-au lăsat pe Proca să iasă din Moldova, dar de ce au făcut? Deoarece dacă Proca era reținut la Chișinău, Republica Moldova nu își extradează cetățenii. Proca a ieșit în Federația Rusă, aici a fost localizat, arestat, extradat în România. Despre tentativele lui Plahotniuc de a face să n-ajungă românii și englezii la Proca, discutăm altă dată, că cum ați spus, avem foarte puțin timp. Dar armata asta despre care eu vorbesc, eu strâng de ani de zile și cu părere de rău recunosc încă o dată. Eu nu știu de câte ori s-o văzut ei cu Proca, eu pe Plahotniuc îl cunosc mai mult de 10 ani. Era om de afaceri, comunicam. La un moment dat am văzut, gata, el e plecat. Omul care vede doar să fie o armată. Și nu vorbesc de o armată sănătoasă, înțelegeți? Adică el a învățat pe de rost, ați pomenit acum despre Godfather, el dacă îl trezești la 2 din noapte și îi spune Plahotniuc, pagina 17, paragraful numărul 2, el vă spune pe de rost, înțelegeți? Adică, știți cum, fiecare om e obsedat. Ia că eu sunt obsedat de pescuit și de vânătoare. Plahotniuc, înțelegeți? Și am văzut eu cum face el, era directorul financiar al lui Voronin, hotără întrebări, vine la întâlniri de afaceri în Federația Rusă, îl vedem și în Austria, și în alte țări. Și într-adevăr, într-un interviu și m-a întrebat cineva, zic, eu nu cunosc oameni care au avut probleme. După asta, el și îmi spunea și în față, atunci când, aduceți-vă aminte, emisiunea cu Gonța, iulie 2016, când a ieșit și am spus public, Plahotniuc mi-a spus, oare eu bani? Oare mai distrugi? El îmi spune, băi, oare rămâi tu, oare Dodon? Și după asta și s-a pornit. Gorbunțov, Proca, Drăță, ia că am aflat la procurori că mai am vreo 2-3 omorări. Dacă lăsăm pe Busuioc cu Bacălân să mai muncească vreo 2-3 luni, apiul la, după cantitatea de victime, a să-l întreg și pe Breivik și pe cel care a împușcat peste 100 de oameni în Las Vegas, Doamne ferește, înțelegeți? Adică că el astăzi înțelege că și am făcut și eu unele greșeli. Eu în mai multe emisiuni televizate, la talk show-uri, mă întrebau în ce țară și dosare are Plahotniuc. Spuneam că este ceva, dar nu o spun. Dar Plahotniuc, fiecare om doar știe în viață cu ce s-a ocupat, înțelegeți? Și Plahotniuc înțelege că asta e un punct foarte slab în istoria, în autobiografia lui, înțelegeți? Că eu deja eram nevoit să studiez în detalii cum a ajuns Gorbunțov în Moldova. Un lucru care m-a interesat și pe mine și cei din organele de drept și din Marea Britanie și România și Federația Rusă în afară celor de la Chișinău, că tam motivul, știți? Adică ca să comanzi un om trebuie să ai un motiv și motiv un motiv, știți cum, foarte dur. Da, să mai împușcă arată la noi unele televiziuni la Cumătrii, ori după Cumătrii, ori la Hramul Satului, dar asta e altceva. Sunt crime banale. Aici eu ca tam, l-am studiat în detalii. 2008, Gorbunțov vine în Moldova, organizează primul Andromat despre care nici voi, inclusiv în studio, nu vreau să vorbiți. Voi toți vorbiți, toată presa din Andromatul 2010-2014. Oameni buni, s-a început în 2008.
găsesc conferința mea de presă, acum 7 ani de zile, când eu am ieșit și spunem, oameni buni, se spală 10-20 de milioane de dolari zilnic prin Universal Bank. Sunt de acord. Domnul Renato Usatăi, mai vorbim despre toate lucrurile astea. Ultima întrebare, scurt de tot. Vreau să vă spun că, începând cu ziua de mâine, noi, în calitate de ziariști, fiindcă asta ne obligă, de fapt, meseria, vom sesiza organele de anchetă din România și din Marea Britanie cu privire la informațiile pe care le-am dobândit noi. Întrebarea mea este, veți sesiza Scotland Yard-ul în legătură cu aceste noi aspecte în dosarul Gorbunțov? Eu fiind parte dintr-un dosar penal în care figurează Proca, dar și eu am calitate de martor în România, vă dați seama că pentru mine ce am auzit eu astăzi, eu în practic n-am auzit nimic nou. Cunosc și multe alte lucruri, dar mă rog, sunt taie în anchete și am promis în România că la noștri procurori să le spui, să nu le spui, lor le arăți hârtia semnată de parchetul, șeful parchetului pe lângă Tribunalul București, cu satei martor la noi și țin de nu ne interesează. De asta nu pot da multe detalii, dar cu Scotland Yard-ul am un contact. Am și avocați în Marea Britanie care sunt responsabili de contactele, mă reprezint în Scotland Yard. Ultima scrisoare care am primit-o că ar fi de genul următor. Băi, eu tot îi bat la cap să vii engleză la Moscova, să duc în România. Trebuie să le explic mai multe. Cam și eu înregistrări și multe alte lucruri care le-am dobândit în perioada asta. Eu de grabă deja o să devin și eu candidat la un anchetator. Ei mi-au scris, adică cum, prin intermediul avocaților din Marea Britanie. Noi nu avem nevoie de Usatăi. El, nu, noi nu avem la el întrebări. Noi cunoaștem majoritatea cei ce eu doar am vorbit și cu ofițerul la telefon, am făcut contact cu ei încă anul trecut prin ambasada Marii Britanii la Chișinău. Nu pot vă da multe detalii, că într-adevăr este un secret, dar un lucru. Dacă englezii aveau nevoie de mine, ori era vreo probă reală, nu eram eu dat în Interpol de Busuioc și de Harunjan, Colea Chituragă și mai departe. Ieșeau englezii cu mandatul de arest de mult. Și vă spun altceva. Eu azi probit și vorbesc în fața la o țară întreagă. Să transmită toate vrăjelile astea lor, tot ce au vorbit viței ăștia mai două zile în urmă, cite de pe foaie Bacalâm și ei, și eu scris Cristal, care răspunde apropo de atacurile care țin de numele meu, din oficiul lui Plăhotniuc. Bacalâm cite de pe foaie că Proca au fost cumpărați, înveță scenariu, vorbesc și ei și le vine în cap. Eu astăzi, dacă se transferă toate materialele în Marea Britanie, îi las claseză dosarul ăsta. Că ei cam predeparte au ajuns, înțelegeți? Dau la englez. Eu sunt gata să fie o anchetă în România, așa cum Plăhodiuc a comandat articole că Usatăi cel mai mare dușman a României și lumea interlopă și KGB și tot ce vreți, o băgat acolo ca românii să nu discute cu mine. Până la urmă am ajuns noi acolo, cu ei ne-am ajuns, să fie ancheta în România, în Marea Britanie. Eu merg cu tot pericolul în care mă aflu acum și sunt gata să colaborez cu orice anchetă de pe globul pământesc, în afară celor de la Chișinău. Când vorbim despre sindicatul de killeri, despre care azi a vorbit Proca, eu voi spune că Proca, Gorbunțov, Pisatili, și tot ce ați văzut astăzi, asta este doar începutul. Că Plăhotniuc a mai participat și în alte istorii. Corect. Și sunt probe, domnule, video clare, unde voi spune eu că nu vorbesc soldați de Proca. Sunt, da? De acord, dar vorbesc. Avem, din păcate, prea puțin timp, trebuie să revenim în studio. Sunt de acord cu ce ați spus, ăsta este, da, abia începutul. Nu vă sperați încă un moment, da, să-i spun lui Busuioc, lui Bacalâm, a ieșit alaltări, că ia ca pașaportul român cu care Proca s-a deplasat, țineți minte, da, în Londra. În primul rând s-a deplasat cu buletin care l-a făcut tot ei, adică nu Bacalâm, l-a făcut oamenii lui Plăhotniuc, buletin român fals. Dar vreau să-l întreb pe Bacalâm, pe acest băiețel, cum îi spune, Busuioc. Domnule Busuioc, dar de ce nu le spuneți la oameni cum a obținut Proca pașaportul moldovenesc?
Da, Proca a utilizat buletin român fals pentru a călători prin Europa, să ajungă în Marea Britanie, sunt puști în Gorbunțov, să întoarcă înapoi. Dar până ajunge în România, de unde a mers el deja cu acest buletin fals, el ilegal a obținut pașaport cetățeanului Republicii Moldova, care el nu a avut drept să primească acest pașaport. Busuioc nu vorbește. Vreau să-i mai dau întrebare lui Busuioc. În schema asta lor de senate, că cu scheme de astea și cu acestea de senate, ies să vedeți de-am înainte și numai Vitea Gurel, cu scheme, cu Sages, amudeamă și Busuioc, ideam cu chemile, cu săgețele, măcar să amăgească pe cineva de la țară. Încă o întrebare. Domnule Busuioc, în schemă este un oricare Valera Halupa, care vă spun eu, ca martor în dosar, care cunosc, că este finul lui Ion Druțăn, este tot un om foarte apropiat cu oamenii din anturajul lui Plahotniuc de mai mulți ani, care este complice în dosarul și asta a recunoscut-o și Busuioc. Românii și englezii asta cunosc. Acest Halupa a fost audiat mai mult timp în urmă de procurorii moldoveni. El a recunoscut. Vă spun și familia procurorului, Bratunov. El a recunoscut că da, eu am fost cel care l-am urmărit pe Gorbunțov cu armele, l-am adus pe Proca, am făcut schema, marșutul, totul, da? Și după asta îl eliberează. Dar știți cum? Și de jumătate de pușcării de oameni, inclusiv stau oameni și de la mine din partid, din alte partide, cu unul mers cu microbuzul la protest. Primarul Cimpoieș mai nu a ținut lumânarea când a violat o minoră la Basarabească. Primarul din Iargara a vrut să omoare preotul. Toți merg la Dubală. Asta recunoaște că el a fost unul din cei care a participat la organizarea umorului Gorbunțov și el acum este liber și ei i-a dat voie să plece, dacă nu greșesc, în Belgia. Acum, în baza interviului lui Gorbunțov, unde el spune, usate, streleau, în filmul lui Balace ați văzut, asta a fost în general frază beton, când l-a întrebat, când ați înțeles că usate v-a comandat? Când în mine au intrat primele trei, когда в меня вошли сзади первые три пули, я понял, что это усатый, потому что пули вошли меня сзади по-молдавски. Сатнел требует струхит куагяз, может, дус ла доктора, целезис? Да, чест халупа, который рекунуашти, как вардич патен умор, если купить пляк один цар. Окей, промит, се ревеним неапарат, авем фуарте пудзин тим, мулцумес пентру ачаса интервенция.